În fruntea comitetului director al Federației Naționale a Pensionarilor, președintele Preda Nedelcu a sosit astăzi în municipiul nostru, vizitând Asociația Județeană Giurgiu a Pensionarilor, loc unde și-a propus să susțină o importantă ședință. Motivația pentru care președintele Nedelcu a hotărât organizarea ședinței comitetului director în reședința județului nostru ne-a fost precizată în exclusivitate de chiar șeful pensionarilor la nivel național. Vrem ca astăzi să stabilim poziția federației noastre față de măsurile preconizate a se lua în domeniul sănătății. De asemenea, să reglementăm și alte lucruri privind activitatea internă a federației. Repet, este o plăcere și în același timp o onoare să mă aflu astăzi în Giurgiu, eu fiind și giurgiuvean. Pe ordinea de zi a ședinței, desfășurată la Asociația Județeană Giurgiu a Pensionarilor, s-a aflat și o dezbatere legată de pensia medie a giurgiuvenilor. Situația materială în care se află pensionarii giurgiuveni a fost comparată de președintele Federației Naționale a Pensionarilor cu cea a beneficiarilor de pensii din județele Vaslui și Botoșani. Pensia medie în județul Giurgiu reprezintă cam jumătate din pensia medie a Bucureștiului, de exemplu. Din câte rețin eu, pensia medie în județul Giurgiu nu depășește 600 de lei. Deci o pensie foarte mică, pensia medie pe țară e de 812 lei. În această situație în care se află Giurgiu, mai există doar un singur județ, Vaslui. Și Botoșani. Vizita la Giurgiu a președintelui Preda Nedelcu a însemnat și un gest de solidaritate cu giurgiuvenii, care trebuie să răspundă într-o manieră nu tocmai agreabilă provocărilor vieții. De altfel, noi am venit aici la Giurgiu, ar trebui să vă spun acest lucru, pentru a ne exprima solidaritatea cu colegii noștri de la Asociația Județeană Pensională din Giurgiu. Răspundem în acest fel și invitații, amabile invitații pe care ne-a adresat-o președintele Asociației, domnul Vulcan. Președintele Nedelcu, giurgiuvean de fel din comuna Schitu, și-a manifestat bucuria de a fi astăzi printre cetățenii municipiului nostru și alături de Marcel Vulcan, care este și unul dintre vicepreședinții Federației Naționale a Pensionarilor din România.